să deschidem Cartea Sfântă la Epistola către Evrei, capitolul 3, de la versetul 7, începem citirea Cuvântului lui Dumnezeu și continuăm în capitolul 4, tot până la versetul 7. Pagina 1176, Evrei, capitolul 3, începând cu versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit, încrederea crederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine a fost în adevăr cei ce ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat de el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și al căror trupuri moarte au în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce n-ascultaseră? Vedem, dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Să luăm, dar bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul că le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la ceea ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fusese răisprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci fiindcă rămâne ca să intre unii în odihnă aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, amin. Vă vise să ocupați locurile. Ce mai mulți dintre cei care suntem în locul acesta știm că foarte multe experiențe de ale evreilor, de ale poporului lui Dumnezeu din vechime, au fost scrise în cartea aceasta pentru învățătura noastră. Și în 1 Corinteni, capitolul 10, Apostolul Pavel spune tocmai lucrul acesta că ceea ce s-a întâmplat cu ei s-a întâmplat pentru învățătura noastră să ne slujească nouă drepilde și au rămas scrise pentru învățătura noastră. Deci, mai Dumnezeu, atunci când se pregătea să-i scoată pe oamenii aceștia din robia Egiptului, le-a cerut să se așeze sub o jertfă. Fiecare familie trebuia să jertfească câte un miel, să ungă cu sânge ușorii și pragul de sus al ușii, să rămână sub jertfa aceasta, fiind protejați de îngerul care urma să treacă, să nimicească pe întâi născuți din Egipt. După aceea, Dumnezeu i-a pornit pe drumul acesta, prin Marea Roșie și prin Pustiu, îndreptându-i spre o țintă, spre o, un obiectiv, spre țara binecuvântată în care, zice Dumnezeu, curge lapte și miere. Și când ajung acolo, cuceresc țara aceea și spune Sfânta Scriptură la un moment dat că, după ce au cucerit țara și au împărțit țara pe seminții, Țara sa, sau poporul s-a odihnit de război. Știți care este marea problemă, dragii mei, și este și problema noastră? Că nu toți cei care au fost izbăviți din Egipt și au pornit pe drumul acesta au ajuns să intre în țara Canaan, în țara promisiunii. Adică să intre în odihna promisă de Dumnezeu. Și întrebarea este de ce? De ce, frații mei? Aveți un răspuns la întrebarea asta. Pentru că pe traseul acesta, din răscumpărare spre obiectiv, pe drumul acesta s-au îmbolnăvit cu inima. Știu că zâmbiți. Și din cauza faptului că s-au îmbolnăvit cu inima, pe traseul acesta s-au potignit au rămas în pustiu, și doar o parte, dragii mei, a ajuns să intre în țara făgăduinței, în cananul pe care Dumnezeu l-a promis. Care a fost boala de care s-au îmbolnăvit oamenii aceștia pe traseul înspre canan? De câte ori ați auzit aici, în textul acesta, citită boala asta? Știți care este boala asta? Împietrirea inimii. poate ziceți bine și ce asta cu noi, că e istoria lor. Numai că istoria lor este istoria noastră. Pățania lor poate fi pățania noastră. Că spune aici cuvântul lui Dumnezeu, rămâne ca să intre, ziceți noastră, unii în asta. Din biserica aceasta, care sunt cei unii? Rămâne ca să intre unii în odihna asta. Venim aici, la casa lui Dumnezeu. Cântăm laudele Domnului și din când în când Dumnezeu este milostiv cu noi și ne cercetează. Ne umblă pe la inimă și ne sensibilizează, fie printr-o cântare, fie printr-un îndemn la rugăciune, fie printr-un duc de rugăciune, fie printr-un mesaj din scriptură. Și rămâne totuși să intre unii în odihna lui Dumnezeu. De ce? Pentru că pe traseul acesta, din momentul eliberării noastre și pornirii noastre pe drumul acesta spre finalitate, spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu, s-ar putea ca unii să ne îmbolnăvim cu inima. Adică să ajungem să avem inima împietrită. Inima insensibilă. Ca asta înseamnă până la urmă împietrirea inimii. Faci și surori, prieteni dragi, ascultați-mă bine, nu recunoașteți dumneavoastră în viața dumneavoastră? Sau nu recunoaștem noi în viața noastră că sunt momente în care nimic nu ne mai mișcă? Nici cântare, nici rugăciune, nici mesaj, nici evenimente. V-ați întrebat de ce? Dar ne interesează cel puțin de ce nimic nu ne mai mișcă? Frați și sorori, pentru că s-ar putea ca pe traseul acesta să ne fim bolnăvit cu inima, să fi ajuns să avem inima împietrită. Dumnezeu din cer să se îndure de fiecare dintre noi. Dumnezeu să, să ne cerceteze în dimineața aceasta, dragii mei, să umble la inima noastră. Vreau să predic, dragii mei, despre pericolul de pe calea sfinților. Știți de ce predic despre pericolul despre calea sfinților? Știți cui adresează apostolul Autorul acestei epistole, aceste mesa, acest mesaj, acest, această scrisoare, dacă vreți. Știți cu ei? Frați, sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Înseamnă că pericolul acesta, dragii mei, ca pe traseu să ne îmbolnăvim cu inima, nu este doar pentru cei care se pare nouă că mai mai ușuratiși prin biserică, că vin mai rar pe la biserică. Ce este valabil pentru cei pentru care apostolul îi numește frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Și din cauza aceasta, dragii mei, pentru că fiecare dintre noi suntem expuși acestui pericol, autorul epistolei trage un semnal de alarmă și zice, luați bine seama să nu vi se împietrească inima. Pentru că suntem cu toți în acest pericol. Unii s-ar putea deja să o aibă împietrită. Și unde s-ar putea să aibă de acum încolo, inima împietrită. Dumnezeu să lucreze în milă și îndurare. Pericolul de pe calea sfinților sau pericolul împietririi inimii. Deci, împietrirea inimii este rezultatul unor alegeri. Nu avem cum să dăm vina pe cineva. Nici măcar pe Dumnezeu. Chiar dacă citiți în Biblie că Dumnezeu a împletit inima lui Faraon, eu un anumit context, nu vreau să-l să explic acum. Împietrirea inimii este rezultatul unor alegeri personale. Eu aleg. Nu pot să dau vina nici pe împrejurări, nici pe nevastă, nici pe bărbat, nici pe copii, nici pe părinți, pe vecini, pe colegi, pe nimeni eu decid să-mi împetresc inima. De aceea ziceți cuvântul lui Dumnezeu, luați bine seama să nu vă împietriți inima, voi să nu vă împietriți. Câți din Scriptură, dragii mei, ați găsit sau câți ați citit prin Scriptură și ați găsit că au fost oameni care și-au împietrit inima? Undeva, dacă vreți, în cap de listă, l-am putea pune pe faraon din Vechiul Testament. Că și-am pietrit inima, iar și a pietrit inima, iar și a pietrit inima. Și undeva prin capitolul 8 spune Cuvântul lui Dumnezeu că Faron, văzând că are răgaz. Adică s-a terminat cu plaga asta. Suflă în, răsuflă în voie. Nu mai este pus în teascul ăsta lui Dumnezeu. Nu mai este presat, dragii mei. Are răgaz, spune Sfânta Scriptură, și-a împietrit inima. Capitolul 8. Și apoi în capitolul 2 același cuvânt al lui Dumnezeu zice că atunci când Faraon a văzut că a încetat ploaia, s-a a, -a terminat cu pietrele, cu piatra ceea ce a căzut, a, tunetele au încetat, spune Sfânta Scriptură, n-a încetat să păcătuiască și a împietrit inima el și slujitorul lui. El și-a împietrit inima. Împietrirea inimii este rezultatul unor alegeri pe care le facem în viață. Știu că foarte mulți dintre noi găsim vinovați pentru împietrirea noastră. Că e vinovată biserica și mă duc la altă biserică, că din cauza bisericii mai am împietrit inima. Sau din cauza cântăreților, sau din cauza predicatorilor, sau din cauza comitetului, din cauza păstorilor. Eu decid să-mi împietresc inima. De aceea zice Dumnezeu, luați bine seama să nu vă împietriți. E ceva ce ține de noi. Și atunci când ne împietrim inima, frați și surori, refuzăm să mai auzim cuvântul lui Dumnezeu. Nu vrem să ne mai spună cineva despre Dumnezeu. Nu vrem să ne mai vorbească adevărul lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură în faptele apostolilor, în capitolul 24, că Felix și Drusila, nevasta lui, au chemat într-o zi pe Pavel să vorbească despre Hristos, despre Isus Hristos. Și pe când vorbea Pavel despre neprihănire, înfrânare și judecata viitoare, Felix a zis, ajunge, ajunge, ajunge. Știți de ce? Pentru că uneori, ceea ce ni se spune nu ne convine și dacă nu ne convine, mai bine nu vrem să auzim. Că avem impresia că dacă renunțăm să auzim, nu vom fi responsabili înaintea lui Dumnezeu. Că n-am auzit și nu știm. Dar de unde? De unde, frații mei? Felix a zis, lasă, dacă va mai fi să te chem, o să te chem altă dată. Nu mai vreau să aud. Sunt oameni care își împietresc inima nevrând să mai audă cuvânt de la Dumnezeu. Pentru că nu le convine ceea ce li se spune, ceea ce li se predică, ceea ce li se cere, e, e altceva. Sau, dragii mei, și împietresc inima pentru că ceea ce se spune din partea lui Dumnezeu nu poate fi înțeles rațional. Dacă nu se suie la mintea noastră, nu, nu pricepem, nu vrem să mai auzim. Când Pavel a predicat în Atena, spune Sfânta Scriptură, că a vorbit despre Hristosul acela pe care Dumnezeu l-a rânduit să judece, în care să judece toată lumea, l-a înviat pe Hristos dintre cei morți. Știți ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? În capitolul 17. Unii au zis, asupra acestui lucru, te ascultăm? Altădată și alții își băteau joc, pentru că nu puteau să creadă, să priceapă, să accepte că există înviere dintre cei morți. Atât de împietriți sunt, încât, dragii mei, preferă să, să nu audă pentru că, pentru că, nu se suie la mintea lor. Domnul Iisus Hristos a, a predicat despre pâinea vieții. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. Și a zis el în Ioan capitolul 6, pâinea pe care vă dau eu este trupul meu. Și au zis iudeii scandalizați, cum poate omul ăsta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Este ceva care trece dincolo de mintea noastră să ne dea trupul lui să-l mâncăm. Și erau scandalizați. Și unii dintre ucenici au zis, asta e prea de tot și au plecat. Dragii mei, împietrirea inimii ține de o alegere personală. Ascultați-mă, dacă am ajuns cu inima împietrită, insensibilă, nimic nu mai mișcă este pentru că am ales noi să fim în situația aceasta. Noi ne-am împietrit inima pentru că nu mai vrem să auzim cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vrem să ascultăm Evanghelia, nu mai vrem să ne expunem autorității cuvântului Lui Dumnezeu. Și dacă ascultăm, dragii mei, sau avem impresia că ascultăm, ne place doar să auzim ce ne place să auzim. Dragii mei, deci inima asta împietrită refuză să audă cuvântul Lui Dumnezeu și a, a, ajunge să ignore tot ceea ce Dumnezeu vorbește. Adică să nu considere că e, e important, că e valoros. Să nu bage în seamă. Știți că pentru oamenii din Biblie, dragii mei, ce-a vorbit Dumnezeu au fost lucruri de valoare, au fost importante, știți? E la fel și pentru noi. Ce ziceți? Profetul Ieremia zicea în, în, în profeția lui, în capitolul 15, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Căci ele au fost... Bucuria și veselia inimii mele. Și stau și mă întreb, nu, nu știu dacă s-a predicat vreodată mai mult decât acum, sau cel puțin să se predice, să ajungă la urechile noastre mai mult decât acum. Și întrebarea este: aș putea spune eu, ca și profetul Ieremia, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Asta am făcut. Le-am făcut parte din mine. Pot să spun asta și eu. Pentru că ele. Erau bucuria și veselia inimii mele. Căci după numele tău sunt numit Doamne al oștirilor. Slăviți să să fie numele Domnului. Dacă pentru alții, dragii mei, au fost valoroase, cum sunt pentru noi? Voi să știți, nu vreau să detaliez, a, a auzit vocea aceea din ceruri, a început Dumnezeu să vorbească, a fost valoros pentru el ce a vorbit Dumnezeu. În Noul Testament, în cartea Apocalipsa, la capitolul 1, spune Sfânta Scriptură, spune Ioan, de fapt, și scrie el acolo, în ziua Domnului eram în Duhul. În ziua Domnului eram în Duhul. Pot să spun asta despre mine? Și am auzit înapoi a mea un glas care zicea, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite la cele șapte biserici. Și zice Ioan, când am auzit, M Am întors să văd glasul care vorbea. Și vreau să vă întreb, s-a întors pentru că era important? Și vreau să vă întreb iarăși, a fost important că s-a întors? Adică, important că a acordat atenție cuvântului, vorbirii. A fost important sau nu a fost important? Toată descoperirea, dragii mei. Spunea, a văzut șapte sfeșnice... În mijlocul celor șapte sfeșnici am văzut pe cineva ca un fiu a omului, îmbrăcat cu o mantie lungă până la picioare și încins cu un brâu de aur, pentru că m-am întors să văd glasul care vorbea. Când îmi împietresc inima, poate să vorbească Dumnezeu. Să asculte cel din dreapta, să asculte cel din stânga, să asculte cine o vrea. Pentru mine nu e important. În al doilea rând, dragii mei, împietrirea inimii împiedică lucrarea cuvântului lui Dumnezeu în noi. Fă și surori, Dumnezeu nu vorbește de dragul de a vorbi. Dumnezeu vorbește și cuvânt și se așteaptă ca acest cuvânt pe care îl vorbește, el să lucreze ceva. Încă de la început în cartea genului să spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a zis să fie lumină. A lucrat ceva cuvântul ăsta. Dumnezeu a zis să fie niște luminători. A lucrat ceva cuvântul ăsta. În Noul Testament spune Sfânta Scriptură că într-o zi Domnul trecea pe undeva printr-o uh, zona Ierusalimului unde erau adunați foarte mulți bolnavi, s prin lângă unul care era de 38 de ani bolnav acolo și a zis scoală-te, ridică-ți patul și umblă a lucrat ceva cuvântul ăsta. Omul ăsta s-a făcut sănătos, zice Biblia. Pentru că Dumnezeu din cer vorbește și vorbirea trebuie să lucreze ceva. Dar cum să lucreze la inima împietrită? pietrită? și surori, ce credeți dumneavoastră că așteaptă Dumnezeu să lucreze cuvântul? Dumnezeu ne vorbește în locul acesta. O vorbește Dumnezeu cum vrea El. Ce așteaptă Dumnezeu să lucreze? să lucreze credință. Să lucreze credință. Credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, dragii mei, dacă eu sunt împietrit și aud cuvântul lui Dumnezeu, eu decid dacă îl cred sau nu -l cred. Când Dumnezeu l-a trimis pe Iona la Ninive și a zis, du în cetatea Ninive, spune încă 40 de zile, nu va fi nimicită. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo? Oamenii din Ninive l-au crezut pe Dumnezeu. Când au auzit cuvântul acela, nu era un cuvânt prea plăcut să spună cineva, un străin care vine cine știe de unde și umblă pe străzi acolo strigând încă 40 de zile, nu va fi nimicită. Dar dacă vine de la Dumnezeu cuvântul acesta, trebuie să-l primesc prin credință. Haideți să vă citesc ce spune cuvântul Domnului despre oamenii aceștia din vechime. Nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic. Puteți zice mai departe. Pentru că n-a găsit credință în cei ce l-au auzit. Câți din locul acesta am putea zice Vorbirea lui Dumnezeu pentru mine nu mi-a folosit la nimic. Pentru că n-am avut credință. Deci, Dumnezeu când vorbește, așteaptă ca acest cuvânt să lucreze credință. Așteaptă ca acest cuvânt să lucreze transformare. Când Dumnezeu vorbește, nu o face doar să mă încânte. Deci s-ar putea uneori, prăbușind fiind cine știe unde la pământ, când îmi vorbește Dumnezeu să, să mă încânte, să mă ridice de acolo, să, să îmi orizontul vieții. Dar El vorbește ca în ființa mea, în viața mea, să fie transformare, să fie înnoire. Iar vă duc cu gândul la cei din Inive. Știți ce spune Sfânta Scriptură? Că după ce oamenii aceștia au crezut, și-au făcut ceva, au început să postească. Zice Sfânta Scriptură acolo, Dumnezeu a văzut că ei se întorc de la faptele lor cele rele. Adică se schimbă. Adică sunt înnoiți. Și ascultați-mă, noi venim în locul acesta și plecăm de aici unii bombănind și alții mulțumim lui Dumnezeu. Că unii au fost cercetați de Dumnezeu și alții, la alții nu ne prea ne-a plăcut cum s-a desfășurat slujba. Și Dumnezeu din cer se uită dacă am avut credință să primesc cuvântul și dacă am decis să mă întorc de la faptele mele Trebuie Dumnezeu se uită. Și eu Vă suflat undeva acolo pe margine și aștepta să treacă 40 de zile, să potopească Dumnezeu în inive. Dumnezeu nu o face. Pentru că acest cuvânt a fost crezut și a produs transformare. Și Dumnezeu din cer vede lucrul acesta. Slavit să fie numele Domnului. Deci, dragii mei, împietria inimii este o alegere personală. Împietria inimii împiedică lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, lucrarea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau, dragii mei, să mai spun poate un singur lucru, dacă voi putea, în treilea rând. În pietrea inimii irosește vremea prielnică. Vremea prielnică este o perioadă de timp în care sunt condiții propice pentru ca să se facă ceva. Să se împlinească, să se lucreze ceva este o vreme prielnică când se poate și apoi vremea aceea trece. Și orice inițiativă ai avea, oricât te-ai strădui, s-ar putea să nu se mai poată. Știți, în vremea lui, lui Noe, zice Sfânta Scriptură că Dumnezeu a văzut că pământul tot e stricat, întocmirele inimii oamenilor sunt stricate, serele și ele. Și Dumnezeu a zis lui Noe, fă o corabie, și începe să în Noul Testament este numit un propovăduitor al neprihanirii. Și omul ăsta lucrează și trăiește și propovăduiește. Și lucrează și trăiește și trăirea este o propovăduire, dacă vreți. <coughs> și într-o zi, spune Sfânta Scriptură în Cartea Geneza, chiar în aceea zi, în acea zi, a intrat în Corabie Noie, Sem, Ham, Iafet, nevasta lui Noe și nevestele fiilor lui. Și ascultați, Dumnezeu a închis ușa. Mai intră dacă poți. A fost o vreme prielnică. Când Dumnezeu a ridicat propovăduitorul acesta și tot spunea că Dumnezeu va judeca, Dumnezeu va judeca, Dumnezeu va judeca. Și oamenii aceștia mâncau, beau, se însurau, se măritau, ziteau, își duceau viața mai departe, ignorând cuvântul lui Dumnezeu vreme prielnică, într-o zi s-a încuiat ușa. S-a terminat. În să testament spune Sfânta Scriptură că în Matei 25, în pildă celor 10 fecioare, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată miele și ți spre întâmpinare. Cele ce erau gata, au intrat și s-au încuiat ușa. A fost o vreme prielnică. Când se putea, ce ziceți? Celălalt cine cinește pe unde umblau să-și cumpere un delemn. A fost o vreme când să-ți cumperi un de lemn, vreme prielnică. Dar se încuia ușa. În locul în capitolul 13 spune, spune, spune Sfânta Scriptură că odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa. Voi care veți fi rămas afară, veți începe să bateți, să ziceți, Doamne, Doamne, deschidene. Dinăuntru vi se va zice, duceți-vă de la mine că nu vă cunosc. Bine cum nu ne cunoști. Am mâncat și am văzut fața ta. În ulițele noastre ai, ai învățat pe norod. Cum nu ne cunoști? Ca și cum noi venim la biserică și stăm la masa Domnului și uh, auzim învățătură de la Dumnezeu. Uh, vreme prielnică. Și din dinăuntru se va zice, duceți-vă de la mine voi toți. Lucrătorii fără de lege. Am învățat pe norod în ulițele voastre. Dar cuvântul ăsta... n-a lucrat transformale. Ați rămas tot lucrătorii fără de lege. Zice aici cuvântul Domnului în capitolul 4 așa. Să luăm dar bine seama că atâta vreme, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința în odihna lui, niciunul să nu se pomenească, venim prea târziu, adică să se pomenească că irosește vremea prielnică. Am stat în fața acestui cuvânt și mi-am pus întrebarea, Doamne bine, care este vremea asta prielnică? Aș vrea să o știu, aș vrea să o, să o pot fructifica, să nu pierd, să nu irosesc, să nu mă trezesc prea târziu, să nu mă trezesc că am irosit vremea acea prielnică, când se putea face ceva, Dumnezeule. Care-i vremea asta prielnică? Pentru că s-ar putea să treacă și să vreau atunci, să nu mai pot să vreau. Să închis ușa. Deci, vremea prielnică este chiar vremea în care Dumnezeu ți se adresează. Nu știu unde o să te găsească vorbirea lui Dumnezeu. O să te găsească într-o biserică? O să te găsească la muncă? O să te găsească în pustiul vieții? O să te găsească în binele vieții? Pe ăștia a găsit vorbirea lui Dumnezeu într-o aspră robie. Apoi a găsit vorbirea lui Dumnezeu undeva pe traseul ăsta prin pustiu. Pe Petru pe Andrei a găsit vorbirea Domnului undeva la muncă. Arunca o în mare. Unde o să te găsească vorbirea lui Dumnezeu? Vremea prielnică este chiar în momentul în care ți se adresează Dumnezeu. De deci, ce, vremea prielnică s-ar putea să fie în vremea în care Dumnezeu insistă. Și pe unii a chemat Dumnezeu odată. Și spune Sfânta Scriptură în Batei capitolul 4, îndată, îndată, au lăsat mrejele, corabia, pe tatălor și s-au dus. Dar s-ar putea să fie oameni care nu răspund îndată și s-ar putea ca Dumnezeu în harul lui să mai insiste. Și vreme prielnică, când Dumnezeu încă mai insistă, este vreme prielnică. În Iov, în capitolul 33, dragii mei, spune Sfânta Scriptură așa, lucrul acesta îl face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului ca să îl izbăvească din groapă. De două ori, de trei ori, puteți număra, 1, doi, trei, da după trei. S-ar putea să mai facă, s-ar putea să nu mai facă. Dar vremea asta când Dumnezeu încă insistă și îți mai vorbește a doua oară, și mai vorbește a treia oară, încă este vreme prielnică, până când Dumnezeu nu începe să tacă, adică se oprește din vorbit. E vreme prielnică. Dar când, sau cine știe din locul acesta, când va tăcea Dumnezeu și se va opri? De aceea zice aici, astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, Astăzi, dacă Dumnezeu ți se adresează, e vreme prielnică. Deci, când Dumnezeu, chiar atunci când Dumnezeu ți se adresează, atunci când Dumnezeu insistă. Dar vei, vremea prielnică poate fi, dragime, și atunci când Dumnezeu te trece prin încercare. Sunteți aici oameni care ați trecut în viață prin încercare. Mă uit acolo spre cei mai în vârstă, că dacă mă uit aici, o să zică tineri că ei nu prea au trecut prin încercare. O să treacă. Cu siguranță. Deci, mei, Dumnezeul acesta, care are o mulțime de metode să vorbească, s-ar putea să-ți vorbească prin încercare. În Iov spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul omul nu ia seama. Și prin durere este mustrat omul, adică și prin durere vorbește Dumnezeu. Și atunci când ești acolo în încercare, e vremea prielnică să-ți îndrepți urechea și inima, să vezi ce-ți vorbește Dumnezeu. Că e vremea prielnică și încă se mai poate. Dumnezeu l-a trecut pe Iona, vorbeam despre Iona, l-a trecut printr-o încercare teribilă în viața lui. Niciunul nu o să ajungem fizic așa, dar s-ar putea să ajungem, dragii mei, în situația complicată în care a fost Iona. A fost aruncat în mare și a ajuns în pântecele peștelui. Și spune Sfânta Scriptură, Iona s-a rugat din pântecele peștelui și zice, am strigat spre Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a ascultat. Dar să vă întreb, încercarea asta prin care a trecut Iona, că a ajuns pe fundul mării, pe la rădăcina munților, încercarea aceasta, dragii mei, era vorbirea lui Dumnezeu pentru el? A avut efect să îl sensibilizeze, să răspundă dragii mei, vorbirea lui Dumnezeu? A avut efect sau nu a avut efect? A zis Dumnezeu către, către balena aceea, către peștele acela, aruncă -o pe mare, l-a pe mare și spune Sfânta da Scriptură așa, Dumnezeu a vorbit a doua oară lui Iona. Și a zis Iona, mă duc. Și pleca la Ninive. Vreau să vă spun că treburile nu, nu s-au schimbat în Ninive din momentul în care a zis Dumnezeu prima dată până când a zis a doua oară. Tot Ninive era tot păcătoasă, era tot sub judecata lui Dumnezeu, era nu s-a schimbat nimic la Ninive. S-a schimbat ceva în inima lui Iona. Pentru că Dumnezeu i-a vorbit prin această încercare. Mă Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Ascultați-mă pe drumul acesta pe care merg Sfinții lui Dumnezeu către împărăția cerurilor, există pericolul împietririi inimii. De aceea, dragii mei, doar unii vor intra în odihna lui Dumnezeu. Pentru că pe traseul acesta s-ar putea să ne îmbolnăvim de împietrirea inimii. Să decidem în anumite circunstanțe de viață să nu mai vrem să-L auzim pe Dumnezeu. Că nu înțelegem noi nu știu ce. Cum n-au înțeles iudeii despre trupul Domnului, sau cum n-au înțeles ucenicii, unii dintre ei despre trupul Domnului Sfânt. Și dacă nu înțelegem, mai bine nu aud, mai bine nu ascult. Ignor cuvântul lui Dumnezeu. Deci, mei, când am inima împietrită, vin la biserică și mă duc de la biserică. Pornesc internetul să ascult o predică. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu-și duce lucrarea în inima mea, decât aud și am plecat. O lucrare a Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să meargă spre transformare și ascultare de Dumnezeu. Și ascultați-mă: când am minunea pietrită, trec vremurile prielnice pe sub nasul meu și mă uit în dreapta și în stânga, cum sunt mântuiți oameni, cum se angajează să-l slujească pe Dumnezeu toată viața lor. Eu vin de 30 de ani, de 40 de ani. Ei sunt entuziasmați și eu sunt uscat ca vrejul pentru că am inima pietrită înaintea lui Dumnezeu și nu vreau să fructific vremea prielnică, chiar când Dumnezeu îmi vorbește, chiar când Dumnezeu insistă, chiar când Dumnezeu mă trece prin încercare, Dumnezeu îmi vorbește și vrea să mă sensibilizeze. Ce voi face în ziua de astăzi? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pericul acesta, dragii mei, este în fața fiecare dintre noi. De aceea cuvântul trage acest semnal de alarmă. Luați Seama, bine, să nu vă împietriți inima. Dumnezeu să ne ajute. Amin.